16 ani deja, eram în situația în care mă găseam în Luxemburg, aveam o bursă acolo de studiu, de studii economice și îmi dădeam seama încet, încet, deja, în fine, de vremea asta, în iunie, îmi dădusem seama deja că nu-mi place și nu e ce vreau să fac. Și mă pregăteam să mă întorc acasă și să încep pregătirea ca să dau la altă facultate, respectiv cea de film, de teatru și film. Și cam în situația asta era momentul în care luam decizia că vreau să fac altceva. Vreau să fiu actor, asta mai am foarte tare să fac. Da, eram foarte mic și țin minte că ascultam niște casete de cu povești și după aceea cum prindeam pe cineva, cum apucam și interpretam casetele alea, toate rolurile. Da, și cum avea memoria atunci mi-am exersat tot ascultând casetele alea și după aceea repetând și făceam și spectacole și chestiile astea. Da, asta îmi doream atunci să fac. Primul an în care eram student la ASE, am fost în teatru Podu și am făcut acolo un an de pregătire pentru actorie. Spectacole, lucru cu ceilalți, cu un regizor, Cătălin Naum, și a fost o experiență, acum îmi gândesc care ar fi cel mai bun cuvânt în care am definit eu. A fost o experiență care mi-a revelat foarte multe lucruri. Pe de parte că îmi plăcea foarte tare toată munca asta de gândit la rol, de vorbit cu oamenii, de înțeles, de căutat, de încercat lucruri. Pe de altă parte, mi se părea că aveam mult prea multă emoție pentru a fi actor. Și m-a ajutat foarte tare experiența asta, pentru că mi-am dat seama, pe de o parte, că da, în zona asta îmi doresc să fac ceva, pe de altă parte, n-a trebuit să mă supun la șocuri după aceea, nu știu câți ani, ca să mă lămuresc că nu era chiar ce-mi venea natural să fac. Ar fi mult mai bine dacă toți oamenii ar încerca să facă ceea ce simt nevoia să facă mine. Știu că nu e posibil întotdeauna, dar măcar la o anumită vârstă, asta în jur de 18-20 de ani, e bine să încerci. Dacă nu încerci atunci, nu știu când să încerci acum. M-am întors în țară, după cum ziceam, la 20 de ani. Am avut de ales atunci, aveam două restanțe și aveam de ales să mă întorc în toamnă, să-mi dau restanțele acolo și să continui încă un an de facultate în Luxemburg. Dacă aș fi făcut chestia asta, după aceea ar fi trebuit să continui. Ar fi fost destul de ușor să continui în Franța, să continui facultatea acolo, pentru că în Luxemburg nu puteai să faci decât maxim 2 ani. Sau să încep să mă pregătesc pentru facultatea de film. Deja, de clipul unde s-a întâmplat, pentru că nu îmi plăcea deloc facultatea asta, nu mă regăseam în niciun fel, nu știu, mi se părea că învățam niște lucruri care nu foloseau la nimic, nu extindeau așa viziunea și nu mă antrenau mintea în niciun fel sau în orice caz în felul care trăiam eu. Deci, din cauza asta, când mă regăseam acolo, am început să fac foarte multe filme. Și de clipul de care ziceam, s-a întâmplat când am văzut Magnolia lui Paul Thomas Anderson, care sunt mai multe povești. Și am înțeles că dacă a fi actor e un lucru foarte mișto, pentru că intri în pielea unui personaj, trăiești niște lucruri, încerci niște lucruri, te gândești la niște lucruri, dacă ești regizor, poți să faci totul. Poți fi așa un fel de Dumnezeu, să încerci și asta, așa, așa, să te gândești la foarte multe lucruri. Și, da, filmul ăsta, având mai multe personaje principale și mai multe povești, mi-a arătat cam cât de largă ar putea să fie experiența asta și cât de intensă. Și așa m-am hotărât, m-am întors acasă, am început să mă pregătesc să văd mai multe filme, să citesc și să citesc în mine cărți despre film și cum se face film și a fost un noroc până la urmă. Pentru că sunt oameni care dau o dată, de două ori, de trei ori, nu intră niciodată. Concurența fiind foarte mare, țin minte că atunci eram 12 pe loc sau chestiile astea, erau foarte mulți. Mi se pare că orice om care are măcar pretenția de
a încercat să fie deștept, trebuie să-și chestioneze alegerile, nu într-atât încât să le submineze și să... Adică e o limită până la care trebuie să le chestionezi, dar cred că e bine să, din când în când, să mai pui un semn de întrebare și să verifici, e bine, nu e bine, de ce e bine. De cele mai multe ori încerc să aleg gândindu-mă cam la toate posibilitățile și atunci cumva sunt acoperit pentru regrete ulterioare, știi? Adică nu mă mai întorc și zic, ah, de ce am făcut chestia asta, dar da, câteodată... Unele opțiuni, odată chestionate, nu par ca cele mai bune în prezent, chiar dacă în momentul în care au fost luate în prezentul ăla de atunci păreau cele mai bune. Depinde, există zile pline și există zile mai puțin pline. Fiind freelancer, deci ne fiind dat așa de nicio casă de producție, mie mi-e mai simplu un pic să-mi fac program și am ceva mai multă libertate. Și o zi normală, deci o zi în care nu filmez, o zi normală în care filmez e un pic, adică acolo programul e undeva între 8 ore și cea mai lungă filmare a mea, exceptând pe asta de 4 zile, a fost o filmare de 22 de ore. Deci poți să stai 22 de ore acolo în care repeți, pui camera, iei niște decizii, filmezi, treci mai departe și tot așa 22 de ore. Deci asta ar fi o zi normală de filmare, o zi normală de altfel. O zi implice de la întâlniri de producție, la căutat referințe pentru cum vreau să fac un spot ca să prezint casei de producție și clientului. Poate să implice scris de scenariu, eu scriind scenariile pentru filmele mele, întâlniri cu actori, în fine, asta oarecum e ideal, ca să zic așa, adică când sunt numai lucruri legate de regie și de film sau de publicitate, dar pot să fie și zile în care sunt întâlniri care par să nu ducă nicăieri și care durează foarte mult și în care e mai greu să comunici. Asta mi se pare că trebuie să facem conținut ca regizor. Trebuie să încerc să comunici cât mai bine cu oamenii. Cel mai tare, și cred că asta zic foarte mulți regizori, îmi place partea de preproducție, partea în care mă gândesc la deci toată partea care e implicată de scrierea scenariului, de căutat oamenii cu care vreau să lucrez, de discutat cu ei despre proiect. Mi se pare că atunci, știi, în ideal, așa și în momentul ăla în care totul e posibil, mă simt foarte confortabil. După aceea, când apar restricții de timp, de bani, de locații, în momentul în care idealurile alea se izbesc de realitate, nu mai e chiar atât de plăcut să fii regizor. Când trebuie să vii cu soluții, să rezolvi, stai, asta nu putem să o avem așa, putem să o avem doar așa, cum legi chestia asta, cu ce ai făcut deja, ca să meargă. Și da, poate sunt oameni pentru care lucrul ăsta e foarte tentant și care îi ține motivați și antrenanți așa. Pentru mine partea în care mă gândesc și totul e posibil e cea mai plăcută. Asta e un lucru în care trebuie înțeles cumva. Ar fi ideal, cum să zic, să am așa o viață personală, așa o viață profesională încărcată, încât să nu mai am timp de viața personală. În momentul ăsta mi s-ar părea ideal, dar nu e așa. Adică, cel puțin, programul meu este destul de relaxat în afara momentelor propriu-zise de filmare. Adică, în publicitate pot să intri într-un proiect și după aceea ești destul de prins o perioadă cam de 2-3 săptămâni și după aia o pauză. La film poate să fie ceva mai solicitant. Adică, la un lung metraj, dar probabil că 6 luni, cel puțin, ieși din orice circuit, adică mai în viața personală, nu te mai poți gândi la nimic altceva, trebuie să fii setat pe film. Dar, nu, sincer, nu mi se pare așa de grav, adică nu mi se pare că viața personală are de suferit dacă o pui așa pe pauză, o perioadă de timp, 2 săptămâni, 3 săptămâni, nu știu, câteva luni.
Ce pot să spun foarte sigur e că n-am avut niciun moment senzația până la 36 de ani că viața mea personală a avut de suferit. Și probabil în sensul întrebării tale, se pare că viața mea personală a fost mult mai bună datorită vieții mele profesionale. Știi? Și cumva, când una a mers bine, de obicei a mers bine și cealaltă. Cam de asta zic mai degrabă, s-au influențat pozitiv decât negativ. Că de oamenii pe care i-am întâlnit și cu care am reușit să rămân prieteni. Mi se pare că am câțiva oameni în viața mea și unii sunt doar, cum să zic, țin doar de partea personală a vieții mele, ceilalți țin și de partea personală și de partea profesională. Întâlnirile astea cred că sunt cel mai valoros lucru pe care l-am în viață. Și prin întâlnirile astea nu mă refer doar la cele care, în care pot să-mi asum un merit, mă refer și la cele la care nu pot să-mi asum un merit, respectiv părinții mei, sora mea, bunica mea și așa mai departe. Mi se pare că sunt niște întâlniri la care țin foarte mult. Și, da, cred că valorizez oamenii cel mai tare din toate lucrurile de care am parte, și profesionali, și personali, și când am început să lucrez. Cred că aș fi vrut să mi se zică să încerc mai multe lucruri și să știu că asta se tot zice, tu dă-ți libertatea să greșești. Dar de chiar mă uităm la chestia asta pe care aveți scris-o pe perete cu If you find yourself in a hole, stop digging. Nu știu ce să zic. Mie mi se pare că știi, nu știi niciodată peste ce dai. Nu știi, nu există soluții universale la probleme universale. Nu e o direcție de asta, de zici merge în asta și totul e sigur. Nu? Mi se pare că e bine să încerci, că e bine să greșești și mai ales dacă eu nu cred că sunt deloc în poziția de a da sfaturi, dar dacă ar fi să spun cuiva la vârsta de 18-20, nu vine, în jur de vârsta aia din facultate, să facă ceva, zice să-și dea cât mai multă libertate să încerce. Pentru că la vârsta asta poți să faci greșeli, fără ca greșelile astea să-ți, nu știu, să te pună într-o poziție din care să nu mai poți să ieși. Bine, evident, iarăși nici aici nu poți să generalizezi, există greșeli și greșeli, acum nu zic toată lumea parapanta de pe intercontinental, dar e, cred că trebuie încercat. Ăsta ar fi sfatul pe care aș vrut eu să-l primesc. Să mi se zic că nu-ți face griji, chiar dacă nu iese perfect, merită să încerci și încearcă cât mai mult. Oricum, cred că am făcut lucrul ăsta natural, dar cred că dacă venea și din afară, aș fi încercat și mai mult. Și aș fi greșit și mai tare decât am greșit. Și cred că ar fi fost bine. Mi se pare că safe nu duce pe nimeni nicăieri. Sau un film. Nicăieri interesant.